No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas. Alături de mine pe Skype este și Pacman. Salut. Am filmat cu el un episod de LOL, da, joc și eu LOL, nu e nicio surpriză, nu vine sfârșitul lumii. A fost vorba așa. Eu filmez, Pacman filmează pe canalul meu, adică eu filmez și în colaborare cu Pacman doar la mine și postez la mine pe canal WoW. La el pun de asta zi. Aoleu, cad pe... Bă, nu cădea. Hai că n-a căzut. Ia, ai căzut, mă, cu mașina. Nu, cu motocicleta. Da, apropo de motocicleta, mi-a scris careva în comentarii la episodul anterior că cică codung oribil. Dar eu am zis, drumul e oribil. Drumul e de bine, uite, cum vrei să conduc... România, mână, e San Andreas, România. Da, deci, bă, mai bine drumul ăsta oricum decât cum a fost la Half-Life 2, la ultimele două episoade filmate. Bă, deci acolo erau autostrăzile rupte, drumuri căzute, nici pe autostrada soarelui când ninge nu e așa, nu te mișca ca dracu cum te mișcai acolo. În fine, ce vreau să zic, hai să vedem, începând de acum o să număr de câte ori am zgâriat motocicleta, că-s cu motocicletă și mergi pe contrasens. Bine, nu începând de acum, nici începând de acum. Rămâne deja de 3 ori. A intrat un tir în mine, ce vrei? Nu, cum ai intrat în ea? Nu. Da, ăla era codrimă cu camioane. Camion, da, ok, hai, începând de acum număr de câte ori am bușit motoreta. Bine, el... începând de acum. Nu. Nu se pune și când cade pe ea. Bine, stai, hai să conducem ca un om normal, și anume, nu mai mergem pe contrasens, cât de mari să facem depășire, hai, începând de acum. De câte ori, uite, nimai aia din Ben 10, cum avea taxul mare, după din aia sau cum se cheamă. Camion. Nu camion, furgonetă, nimă de la cu hot dogi. Trebuia să fi luat, mamă, și tractoare, trebuia să fi luat un tractor să merg la misiune cu tractor, dar până ajungeam eu, dura ceva. Bă, dar păcat că nu plouă sau nu mai e vânt ceva, era fain. O atmosferă așa mai extremă cu motocicleta asta. Yeah. Asta, tu te uite la wrestling cândva, nu? Da, ține, am și încercat să fac. Da, știu că ai dat lui unul, dar tine sat, attitude de jazz, mă, să nu mai știu ce ai dat. Da. Auză-mi și pe sat, cartier la tine, că tu stai în București, nu la țară ca mine. Pipera. Bă, ești lângă București, las că e bine, tot e orășel, nu? Decât Bărcăneștiu, mai bine. Dacă trebuie să fac un drum scurt prin Los Santos. Bun, până acum n-am bușit motoreta deloc. E bine. Bine, o fi și chestia că acum sunt într-un tunel și nu vine nicio mașină. Dar asta e altă parte. Puteam să o bușesc în obstacole pe care nu le văd, cum ar fi aerul sau o groapă nasoa și acum. Uhu! Dacă am luat bine curba asta. Eu acum trebuie să merg la Catalina, că te-n acum naiba o chemau și pe aia să fac niște misiuni pentru bani. Ok, mi-a crescut și skill-ul la bicicletă, ca să zice bike. Bun, n-am bușit motoarea de tot. Chiar vreau să văd dacă mai scrieți în comentarii că virgulă conduc oribil. Chit că acum merg pe trotuar și pe banda mea. Și eram chiar să calc pe cineva. Și târfa asta s-a mutat în munți acum, că nu mai... Întrebare, de câte ori ai zgâriat mașina pe lumea? Bă, până să încep aia, nu știu, n-are zgârieturi pe aia motocicleta, că nu se văd la GTA. Bine, nu prea ai ce să zgârii la o motocicletă, sunt mai mulți țevi și astea, dar tot. Cumva ți-a căzut și roata? Nu, no, e întreagă, Bine, bine, se învârte roata, e grav? Da. Stai, hai că luam un copac în brațe. Zile? A, uite podul ăsta aici. Trebuia să o iau pe pod. Acum e printre copaci, hai să vedem, iau un copac în brațe. Mă, dar prea groși au făcut ăștia în GTA copaci. Nici pe vremea dinozaurilor nu erau așa groși. Bine, vorba vine, n-a trăit nimeni pe atunci să vadă cum erau. Chit că s-a descoperit științific, că erau groși cât... Cât, cum să zic, cât... Hercule, dar asta e altă parte. Asta e pe aici, e casa lui asta. Bă, dar fix în mijlocul muntelui s-a pus asta, în mijlocul sălbăticiei. Trebuie să-i faci, mă, lui aia când te îmbrânești cu ea, că tu n-am înțeles. Zi, îmi dă niște misiuni, să spar niște bănci, niște magazine și astea. Mamă, și... Da, are în schimb o mașină în garaj acolo, belea. Mai bine îi fur mașina și pleci de un line-ul de bănci? Nii, mă, poți să salvezi și la ea. Misiunile și astea. A, trebuie să mă dau jos. Ok. Nu știu ce-i batem la ușă. Bă, deci prea tare mașina asta, nu știu cum se cheamă. Dar-i faină. Ok. Hai pe aici. Hai, asta-i sing...
Today, I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception. Nu știu, pentru Pac-Man tu nu prea ești mare fan GTA, parcă, nu? Nu, no, n-aș fan GTA. Mai repede joc media decât GTA. Ok. Pentru cei care nu știați, Catalina asta la care am misiunea acum este gagica lui Claudiu din GTA 3, personajul din GTA 3. Pac-Man, mai pe înțesul tău, personajul din GTA 3 avea gagica pe ăsta de aici, din... Am înțeles, nu-s chiar de idios, nu știu... Așa, cum, bun. Cum o chema? Catalina. Seamănă cu Catalina. Catalina, da. Și culmea, la sfârșitul jocului, la San Andreas, îl sună pe CJ și... Îl înjură nu știu ce, în timp ce și-o trăgeau Claudiu. Și culmea cea mai tare este GTA 3 a apărut înainte de San Andreas, dar acțiunea în GTA 3 se întâmplă prin 2000-2001, iar cea din San Andreas prin 96, cam așa. Hai să oprim? Bun. Trebuie să spargem un magazin, se pare. S-au dat țiganii ăștia doi să spargă magazinul. Stai, au mai venit 4 aurolaci să-l fure. Nimă, ăla vrea să-mi puște o babă. Am pușcat o babă. Stai că-i fură lui asta banii acum. Bă, sper, eu unul sper să am muniție la SMG cât să pot să trag de pe... Hai cam cât de cât gloanțe. Mie nu-mi place misiunea asta că virgulă ATV-ul ăsta, sau cum s-o zice, se mișcă extrem, extrem de oribil. Deci ia curbele. Mai bine luam o tricicletă în aia pentru copii decât scuterul ăsta. Într-adevăr, pe pământ accidentat, teren accidentat și asta e berlea, dar na. Înțeles bine că nu ai curbele și doar curbele. Da. Bine, sunt bine. Auză ce zice asta, că conduc ca o fată. Mai bine conduce asta și mă punea pe mine să trag. Dacă era să trag eu moram repede, dar așa ce dracu. Bine, și în rolul de șofer trebuie să tot eu, mai mult tot eu împușc. Că asta, mai mult eu împușc în rolul de șofer decât... Așa e că m-am răsturnat? Da, m-am răsturnat. Hai mă, urc odată. Proasta dreacu, urcă. Da, a căzut asta pe motor. A căzut de pe motor? Da, de pe mașinuță. Cam prost. Nu-i stai să stea cu curul pe... O fi mic. Ce, curul ei sau locul de stat? Ok, hai că îi găsesc. Păi ăștia aici trebuie să-i împușc. Nici nu știu pe unde să merg. Hai că mă apropii. Nimă și ăsta de poliție. Hai că se apropie dacă ar trage și asta. Hai că am luat pe doi. Urcă să-l iau și pe ăla. Bun, mai trebuie să-l iau pe unul și după aia mă întorc după geanta cu bani. Sper să-mi ajungă gloanțele să-l omor. Vum! Mam, ce mișto am sărit peste podul ăsta. Auză slow motion-ul. Mă, $500. Bun, hai că mă apropii de ăsta. M-am bușit fix de mașina poliției. Bine că nu m-a luat. Ok. Hai mă că mai e unul de omorât. Trebuie să-l prind și pe ăsta. Nu vreau să ieșesc chiar acum la ultimul. Este bună să intrați Skyfall. Bun. Și a luat Pac-Man un joc nou pe care vrea să-l filmeze. Sau nu-l filmezi? Nu știu. Să văd cu cât de mult îmi place și timpul care l-am. Oricum spune-le de jocul care mi l-a spus. Vedem tău. A, ăla, da. Am primit mesaj pe Facebook de la un băiat de la mine în sat, în care mi-a recomandat un joc să-l încerc. Și când colo ghici ce era, Back to Dinosaur's Island sau ceva de genul se chema. 2 giga spațiu necesar, nu mult, dar ghiciți cât... Hai, omoară-l! Bun, hai că i-am omorât acum. Trebuie să mă duc să iau și cealaltă cutie. Hai că i-am omorât, trebuie să mă întorc după
Ghici ce... cerințe avea. Ce cerințe avea? i7 și 16 GB RAM. De 16 GB RAM pentru un joc de doar 2 GB spațiu. Vă dau seama. Căutați-l pe Steam, Back to Dinosaur Island sau ceva de genul. Are review-uri echilibrate, nici bune, nici rele. Și dacă aș găsi și o potecă să o iau în jos, uite pe aici poteca. Bun, hai că am... teoretic am terminat misiunea. Practic trebuie să iau cutia aia rămasă. Spune că aici nu e gârlă, nu e gârlă. Așa e că am căzut de pe motor, așa e că am căzut. Poate venea trenul și o călca pe asta, ce-aș fi râs. Bine, mai mult era de plâns. Nu pentru că nu pentru că murea asta, ci pentru că am dat la capăt, exact, ok. Am găsit și eu un template destul de șmecher, bă. Pentru episodul ăla de LOL? Pentru LOL, pentru în general. Ah, ok. La, în sfârșit, și vorbește persoana care le face. Bine, el fiind american, cred, vorbește în engleză. Bun, pe aici undeva trebuie să ajung. Ia, pe unde... Sper să nu fie rău ceva pe aici. Nu e rău, e bine. Încercați Prison Break, cel mai tare serial ever. Da, eu l-am recomandat lui Pac-Man zilele trecute și de câteva zile încoace numai la Prison Break se uită. La sezonul 4. E la sezonul 4, deci în vreo 3-4 zile a ajuns la al 4-lea sezon. Dar câte le-ai episodești? Episodul 4 din sezonul 4. Ok, stai, aici pod... Dacă zic imediat. Da, sezonul 4 din episodul 4. Ok, episodul 4 din sezonul 4. Momentul ăsta randez, deschid Cinema 4D-ul cu tine în conf, am și un video pornit. Da, Prison Break, uite, tocmai ce l-am în bară. Bun, hai. Bun, hai că am căzut de pe scooter. Acum trebuie să merg pe jos până la cutia aia cu bani. Și mi se pare că trebuie să o duc și acasă pe proasta asta. Da, o să fie un drum frumos de mers așa. Da, Marian cere, mi-a dat cere. Mă, cât mă jignește asta, îmi zice idiota, nu știu ce, pe limba ei. Idiota, stupido. Pick up the briefcase. Te trezești că îmi dau un skin de CSGO cu cutia aia. Deci fix acum când ai zis ceva, urla și asta. Ok, hai să luăm cutia. Trebuie să o duc acasă acum? Da, trebuie să o duc acasă. Hai că aici autostrada, poți să iau o mașină. Sau o pun pe asta la... O, motociclete. Au trecut. Mașină e coștiuge, n-am apucat să o iau. Hai mă, mașină nu se oprește pe aici. Mă... Dă-dea peste mine asta. Hai, jos de aici. Hai, fă urcă o dată. Bun. A urcat asta. Hai să urcem acasă. Da, iar merg pe contrasens. Stai, pe unde n-ai băt? Puuu, ce m-a ciocnit cu tirul. O video tocmai ce-a trimis de randat. Zi, randat. E 98%. De randat. Da. Episodul de LOL. Da. Bă, dacă îl postez înaintea mea, dacă postez episodul de LOL înaintea mea cu episodul ăsta e GTA care filmez, vă las în descriere. Dacă nu intrați la Pac-Man, vă las canalul în descriere. Oh, Pac-Man, Pac-Man, cât te promovez și eu. Mm-hmm. Ar trebui să fie ajuns deja la 50 de subscriberi. Hai că merge bine pe drum accidentat mașina asta. Ce să fac, dacă ar fi să-mi calc pe mândrie și să joc metin, cred că aș face... de subscriber, dar... Nu fi rasist cu cei care joacă metin. Nu fi rasist, dar să-mi cal pe mândrie. Nu-mi place metin, am spus. Bă, fiecare cu ce-i place. Păi, dar ce, ți-e place metin acum? Hmm? Da, s-a terminat de randat, lași... Hai că-l pun. Imagine. Bun, hai că am făcut misiunea asta, mi-a dat doar $1000, cam puțin. În fine, hai că aici închei și eu sper v-a plăcut, vechea poveste, dați cât un cap în gură butonul sub videoclip, abonați-vă și la Pac-Man și, ce să mai spun, până data viitoare, ciao les! Salut!